Padre nostro che sei in cielo, sfinziato sia il nome di Dio, via in tua sia a te, facca se vuoi a te, e come in cielo, asciasci per con noi. Ruina nostra, c'è la tua desidera, per non lo asse, scinegata il nuovo pesciale del nostro, e unisci noi al tuo amicizio al nostro, ci non è luce che noi ti spita, ci distorresce del cielo di te. Cadeste in poesia, se ne slava, a tanto, a tutti, 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 a casa aceasta, și adunare aceasta, și pe noi toți, că Sfânt și pe toate le sfințești, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim, Părinte. Bună seara, bine ați venit. Mă bucur că am reușit să ne reunim oameni care, în general, ne cunoaștem de la întâlnirile rostului și oameni noi, de la care suntem în același duh. Doamna Silvia Radu este pricina acestei întâlniri și mai ales nu atât dânsa, cât, cât duhul care a purtat-o să desemneze chipurile unor martiri din închisorile comuniste și a unor martiri, am putea să le spunem, sau eroi, în tot cazul, din timpul evenimentelor din decembrie 1989, că nu știu dacă e clar, a fost revoluție sau nu a fost. Foarte pe scurt, această expoziție este o mărturie de credință și este un mesaj pentru cei care vor să dea în seamă și, pe cei care, și pentru cei care nu vor să dea în seamă că noi ne cinstim martirii, eroii și sfinții, că nu renunțăm la ei sub niciun fel de presiune politică și că îi avem în inimă și în minte ca modele de viață. Ați văzut, desigur, deja, cine sunt cei omagiați prin grația, talentul doamnei Silvia Radu. Știți ce reprezintă ei pentru istoria noastră recentă, dar și pentru întreaga istorie a neamului românesc. Înțelegeți prea bine de ce artista s-a oprit asupra lor. Și înțelegeți, cred că, la fel de bine, de ce expoziția se numește Grădina cu Îngeri. Acești oameni s-au sfințit prin suferință sau prin moarte, în închisori sau în rezistența armată anticomunistă din munți, sau pe caldarâmurile marelor orașe în decembrie 1989. Cu toții merită cinstiți, nu pentru că noi le facem lor o favoare, ci pentru că au salvat demnitatea acestui neam și ne-au ajutat să stăm astăzi cu fruntea sus și să ne dăjduim că vom fi capabili și noi la o adică, dacă nu de o jertfă similară, cel puțin de o mărturie sinceră și curajoasă. Mărturie pentru credința noastră în Hristos Domnul nostru și în neamul românesc. Nu o să insist mai mult cu introducerea mea, pentru că sunt aici oameni cu mai mare cădere decât mine să vorbească despre subiect. Pe auparea desenilor și pictorilor o să o rog să vorbească mai la mijlocul întâlnirii noastre, că o știu timidă și ca să-și capete forțe. Și mai întâi o să rog pe domnul Răzvan Pădrescu, cel care, printre altele, este autorul Cărții Mărturisitorilor. După părerea mea, o carte monumentală, care trebuie să se află în bibliotecile din toată țara, despre martirii români din vechime, să le zicem de acum câteva secole, până la martirii din secolul 20.
dânsul deci are o mare expertiză pe subiectul acesta și rog să ne vorbească un pic despre ce înseamnă martirii secolului 20 și de ce trebuie să ne raportăm la ei. Da. Sigur, cuvântul de martir, într-un sens foarte strict, așa cum s-a încetățenit în lumea bisericească, înseamnă cel care și-a dat viața mărturisindu-L pe Hristos. Într-un sens mai larg, vorbim de martir în cazul tuturor celor care și-au dat viața sau au suferit, asumându-și acest risc, pentru o credință, pentru un crez. Nu pentru un crez personal, ci pentru un crez care transcende individul, persoana, pentru un crez comunitar, național sau religios. Deci martirul este cel care niciodată nu trăiește și nu moare pentru sine însuși. Deci există această dimensiune cuminecătoare a martirajului, care nu trebuie scăpată din vedere. Acum sunt trei cuvinte care provin din același vechi etimon grecesc. Martir, martor și mărturisitor. Cam același lucru. Martirul la origine este cel care depunea mărturie pentru adevăr în fața unei instanțe judecătorești. Sigur că în limba română termenul de martir a fost dublat la un moment dat de cel de mucenic, cu o altă etimologie, slavă, și care stă în legătură cu cuvântul care a dat în limba română verbul a munci. Mucenicul este cel muncit, mă rog, prin suferință. Și că se spune că și dracul îl muncește pe om. Dar, mă rog, cuvintele sunt echivalente. Sigur că noi vorbim aici de martiraj într-un sens larg. Într-un sens care nu implică numai martirajul strict creștin și asimilat și girat ca atare de biserică, ci martirajul în general, adică disponibilitatea la jertfă, pentru că mărturisirea nu poate fi despărțită de jertfă. Și e poate, nu știu dacă e o întâmplare sau e o marcă destinală, că modernitatea românească se naște sub acest semn al jertfei, care pe urmă îi punctează întreg traseul de la jertfa Sfinților Martiri Mărcoveni și până la jertfa celor care și-au dat viața în decembrie 1989, în așa zisa Revoluție Română, sigur că numai Revoluție n-a fost, dar noi trebuie să privim aici lucrurile într-o perspectivă puțin mai înaltă. Oamenii aceștia care s-au jertfit, s-au purtat exemplar și pentru ei a fost ca și când Revoluția a fost autentică. Ei așa au simțit-o, nu? Și în acest duc s-au sacrificat. Acești martiri s-au aglomerat, ca să zic așa, în secolul 20 și a fost cel mai însângerat secol din istorie. Iar istoria românească a fost punctată la un capăt la altul acestui secol de jertfele primului război mondial, apoi de jertfa interbelică a generației legionare, de jertfele de templițele și de lagărele comuniste, în rezistența armată din munți, mergând până la evenimentele din decembrie despre care am pomenit. A zice că nu ne-au lipsit mărturisitorii jertfelnici. Am impresia că lipsesc mai degrabă inimile deschise și urechile deschise, care să le recepteze și să le ducă mai departe mesajul. Cred că lumea românească are o defecțiune în ceea ce privește cinstirea trecutului ei martiric. Sigur că sunt niște oameni fideli, care iată de 27 de ani nu prilidesc să cinstească această memorie, dar în rândul larg al românilor, această, știu eu, îndârjire memorială este din ce în ce mai lasă. Și trebuie să găsim o modalitate, și aici trebuie să ne ajute foarte mult biserica și școala, ca într-un fel să scoatem din această
inerție uitătoare generațiile, generația de azi și generațiile care vor veni. Acum, sigur, între acești martiri au intrat deja în calendarele bisericești, alții probabil vor intra într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Unii dintre ei însă, sigur, nu vor fi numărați niciodată cu sfinți. De aceea cred că ai numi îngeri este soluția cea mai realistă și mai duhovnicească. Pentru că, într-adevăr, ce e îngerul? Îngerul este mesagerul, trimisul, ambasadorul cerului pe pământ. Cel care face legătura între aici și dincolo, între creator și creație. Și tot acești martiri, mărturisitori, jertfele și cum vreți să le spuneți, au această dimensiune angelică a purității și a exemplarității. Există o vecinătate binecunoscută în creștinism între sfințenie și condiția îngerească. Sigur, nu suntem îngeri, dar putem ridica condiția umană la dimensiuni serafice. Știți că despre ostenitorii dreptei credințe de multe ori se spune că și-au agonisit loruși, nu? Fire îngerească. Chiar prototipul sfinților creștini, Sfântul Ioan Botezătorul, chiar așa este supranumit, Îngerul Pustiei. Acum, venind la expoziția care ne-a adunat aici, grădina. Paradigma grădinii este Eden. Eden unde îngerii sunt la ei acasă și stau de veghe. Suntem aici ca într-un Eden al conștiinței românești, pe care se cuvine să-l cinstim după așa cum se cade, dar această cinstire să nu lăsăm aici între pereți, să încercăm să ducem mai departe, să ne facem la rândul nostru mici mărturisitori. Poate nu putem să mărturisim, să jertfim la dimensiunile înaintașilor, dar măcar să avem această permanentă disponibilitate, dar nu ascunde adevărul, dar nu ne ferim. Dar ne aduce aminte de cuvântul lui Hristos, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Mă uit, aici este foarte mult romano-bizantinism în toate aceste evocări portretistice. Și forța extraordinară o dau ochii. Ochii care nu sunt numai terestre al unor suflete alese, ci adevărate porți spre lumea de dincolo, ca într-un fel de, știu eu, unitate heruvinică. Ochii care ne cheamă spre strălumina taborică de dincolo, de ceea ce Sfântul Palaman numea lumina văzut, nevăzută și apropiat, neapropiat. De fapt, asta face martirul, asta face omul care și-a agonisit ție și fire îngerească, trage pământul spre cer. Acum rămâne ca și pământul să se lase tras. Deci, să dăm și noi o mână de ajutor acestei moșteniri martirice de care ne-a învrednicit Dumnezeu și să o ducem mai departe. Vă mulțumesc! Ce a simțit, mai ales de unde a pornit ideea aceasta. Mie mi-a spus-o, dar cred că e bine de făcut public. Îngerii au decis. Eu am făcut doar ascultare. Rămân în această expunere cu martiri din țările comuniste și martiri din Revoluția din 99. Mii de oameni au trecut în țările comuniste, sute au murit în evenimentele din 99.
Tânărul, chiar asta l-am desenat, un tânăr. Chiar asta, cel care a găsat acolo. Mai trist. Așa. Mai ultim. Da, mai ultim, da. Dar nu germani. Avea 19 ani. Astăzi, la slujba de dimineață de la Patriarhie, s-a citit ceva premonitoriu. Mie mi s-a părut fără, dar și-ar trebui să citesc acest lucru. Matei 5, paragraful 14. Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată în vârf de munte să se ascundă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Tânărul acesta, care se numește Eugen Mareș, avea 19 ani. A fost ucis într-o teribilă dramă. Ivită din vina cui? Soldat la unitatea militară de Mihai Bravo spre Giurgiu. Vă mărturisesc că pur și simplu am simțit când îi desenam pe oamenii ăștia cu multă smerenie, rugându-i într-una să mă ierte că eu, păcătoasă, îmi permis să-i desenez. Chiar am simțit asta, că sunt o păcătoasă, mă simțeam foarte prost că trebuie să fac prost, dar eu. Am simțit că ei doresc să putem să-i vedem. Ei doreau să vină, să se arate. Pentru că noi cei, din ziua de astăzi, avem o nevoie nebună de ei. Că poate așa să ne trezim dintr-o amorțeală urâtă și periculoasă. Câte proaspete și visuri, versurile, ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, pe care Radu Gir ni le strigă în permanență. Noi ce din ziua de astăzi nu mai știm de ce și pentru ce trăim, e ca un abur și la început e un abur, dar devine ca o plasă care ne cuprinde și din care nu mai putem să ieșim, pentru că nu știm cum să ieșim. George Manu spunea că nu Stalin sau la noi alții sunt vinovați de ce s-a petrecut, ci diavolul este cel care lucrează în voie, dar să fim siguri că nu pentru mult timp. Pentru că martirajul este ca o sămânță ce va rodi în timp, într-un mod neașteptat. Pământul românesc în care stă ascunsă comoara de mare presă a sfintelor lor osebite, dacă noi nu vom vorbi, va vorbi el. Pietrele vor vorbi, așa cum a făcut-o la Mănăstirea Neamț. Suferința uriașă îndurată nu le-a mutilat sufletele, ci le-a hrănit cu har dumnezeesc, schimbându-i primitor de Duh Sfânt. Oamenii aceștia care s-au purificat trecând prin focul suferinței, au trăit bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos, care i-a mânduiat și i-a învățat iertarea prigonitorilor și chiar iubirea lor. Agonisirea suferinței lor înflorește în darul părăsirii voii proprii pentru a lăsa loc voii lui Dumnezeu. Ce mai impresionează pe mine în acest loc este sentimentul aici, în expoziția asta, de sentimentul că sunt chiar în mijlocul unei temnițe, cu cercule pentru deținuți ce mă privesc de o parte și de alta. Ochii lor vorbesc clar despre misterul divin cu Hristos și asta vor tot să spună. Nimic nu e mai impresionant decât întâlnirea cu El. Portretul Părintelui Justin Pârvu, la care mulți dintre cei prezenți am avut evlavie, și pe de altă parte, portretul în imediată vecinătate lui Radu Gir, mare poet al Țării Comuniste și unul dintre simbolurile cele mai puternice ale rezistenței anticomuniste. Avem între noi pe cineva care a cunoscut bine pe amândoi, le-a fost foarte apropiat și i-a iubit foarte mult. Și amândoi au iubit-o, că este vorba despre o doamnă, cu toată curățenia inimilor. Este vorba despre doamna Simona Popa, fiica poetului Radu Gir, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte și să ne recite o poezie, două, creația de Radu Gir. Tatăl meu a stat aproape 20 de ani în picioare. Și dacă o să mergeți la dacă o să mergeți ca... Păi vin, cum se numește? Petru Vodă. Unde mergem noi? Petru Vodă. Bună, Petru Vodă, măi. La Iut. Unde mergem noi totdeauna? Cu Radu. Da, la Mănăstirea Petru Vodă. Da, la Mănăstirea Petru Vodă. Și dacă o să mai mergeți și în provincie, o să găsiți monumentul în care sunt plăcile
cu toți martirii din Sofia. La Iuri. Nu, la Timișoara. La Timișoara. Există monumentul ăsta cu o cruce mare și în mijloc acolo este imnul morților al lui tata. Este ceva nemaipomenit. Și acum să vă citesc ceva. Ia să se rețină. Marș de noapte. Asta este din poeme de război. Mărșăluim prin noaptea cu tăișuri, strivind namolul, blestemăm scrâșnim. Călcăm mocirile, sfâșiem hățișuri, mărșăluim, mărșăluim. Mărșăluim. Cresc aburi de sudoare din oameni, din căruțe și din cai. Avizuină mirusim și am fiare și în gust și în gură gust simțim de mucegai. Bocancii sparți în figa mare ținte, în glot, în smârg, în morți ascuns sub blut. Și în tot ce-a mai rămas din noi fierbinte, în lacrimi, în surâsuri, în surit, în surut, sărut. Mărșăruim din noaptea clătinată, ciobită lumea cum lucește acum, e o cască de metal însângerată pe vârful unei cruci de cum. Vreau să nu mai citesc episodul despre care Șerban Cioculescu spunea că este una dintre cele mai frumoase balade. Se numește episod. Venea de la ea, lumina de iubire. Fierbintea ei amintire ardea pe el, strălucea ca o platoșe de aur subțire. Și pașii lui erau numai ea și sângele lui era numai ea. Beat de-o prea grea strălucire, beat de-o lumină prea grea. Venea de la ea, lumina de iubire. Se pierdea, se neca încă o dată în miresmele părului ei. Era ca o noapte îmbătată de cascadele florii de tei. Și ea era toată în el, tainic inel ascunsă comoară, ca într-un fund fermecat de ocean, raiul adânc de mărcean, cu crengi și cu frunze de flacări. Pașii lui nu călcau pe asfalt, poate dansau pe văzducul înalt, poate cântau ca niște viori, atât erau de ușori. Mergea, părul ei curgea ca un fluviu, se opreau, ochii ei îl îmbeleau ca o mantă. Pornea iar, zâmbetul ei creștea ca o plantă. Respira, brațele ei nu-l lăsau să respire. Venea de la el, lumina de iubire. Ca un potir de topaz, chipul ei sfințea fruntea, gura, toată făptura piece pas. În aer, sirenele goale se zvârholeau peste fârnale, se sfâșiau peste case până la sânge, până la oase. Țipătul lor răsucit îngrozea pietrele, apele lor, alergau zidurile peste maucecători. Și lui nu-i păsa. Lumina n-auzea, venea de la ea. Zbârlit de spaime și goane, orașul pierea în subterane. Dar nu. Părul ei curgea ca un fluviu, ochii ei îl înveleau ca o mantă, peste tot ea crestea ca o plantă. Brațele ei nu-l lăsau să respire, rămâcea de iubire. Explozia a fost peste un veac sau doar peste clipa puțină. Curița smulsă din rădăcină zbura pe cerul uimat. Balcoane, ferestre, pereți rosteau în văzduh ca niște ereți. Un iad clucotea și din cerul lui voi cetatea în țândă venea înapoi. Dar el avea ochii mai grei de lumină. Minunea iubitei mingea cu grădin. Nici o șubiță răzleață de sânge pe față. Zâmbea, lumina răstignit pe un zid înnegrit. Ardea de prea grea împlinire. Venea de la ea trebuie.
să veniți puțin mai în față, poate, să aude foarte bine. Nu are niciun rost să stați așa în distanță, veniți mai aproape, pentru că mai aproape, puțin. Veniți, îndrăzniți. O să vă solicit puțin atenția, să completeze cu mărturie din ceea ce a trăit, alături de Radu Gir, domnul Dinu Popa, ginerele poetului. Puteți să închideți ușa aia dacă... Da, mai bine, da. Dacă... Nu se vă mă duc în stradă. Cine a devenit, a venit până acum. O mică completare. Am ales aceste poezii scrise în război. Antonescu l-a trimis în front ca să-l ucidă. Ăsta a fost substratul poetului Radu Gir. Dar cei de acolo, văzându-l ce poezii face, îl ținea mai mult la cancelare și la un moment dat au hotărât să-l trimeată în țară pentru că era bolnav. Suferea de multe dioptrii. Dar trimițându-l în țară, bineînțeles, cu un soldat după el, să păzească. Și acest soldat, pe parcurs, discuta cu profesorul. Și la un moment dat a spus, domnule profesor, eu am misiunea să vă împușc. Când consider eu, până ajungem în România. Eu așa ceva nu pot să fac. Vedeți puterea dumnezeiască cum a lucrat și de data aceasta, îți grozav. El credea în Maica Domnului și Maica Domnului l-a salvat de foarte mult. Așa că chiar trecerea dincolo a fost ușoară, a fost grea viața lui. A murit în săptămâna mare, marți spre miercuri și vinerea mare s-a mormântat. La voluntare, bineînțeles că scriitorii au absentat. A fost numai Romul Sulpescu, care l-am rugat noi să citească ultimul sonet care l-a creat de Sfântul Gheorghe, la cumnatul lui. Care se numește Piramidă. Da. Vreau să spun. Așa. Așa că tatăl meu fiind preot, bineînțeles că împreună am stat lângă el până când l-am adus la cimitir și tata îmi spunea, tata era un preot ardelean cu vocație preoție și cu ținută de preot și i-a plăcut să fie născut pentru preot fiul de țară, de lângă Braj. Și mai zic, tata, spui două cuvinte, că era un orator desăvârșit el. Zice, mă, vin scriitori, ce să mă pag eu în ăsta? La un moment dat, dacă tata nu spunea două, trei cuvinte, rămânea fără nimic, decât acel sonet recitat de Romul Zulbescu, care i-am spus, zic, l-ai citit bine, nu te supăra, că intervine emoția. S-a cam bălbăit, dar l-a citit. Și asta a fost extraordinar. Deci, în Vinerea Mare a fost înmormântat. Și mai spun ceva și cu asta termin. A murit fericit pentru că, atât cât a mai trăit acasă, a avut și un nepot și l-are. Nepot care îl moștenește formidabil, are o memorie fantastică, e dirijor simfonic la Filarmonica Banatul. Sunt simfonii și concerte pe care le face din memorie. Gândiți-vă ce trebuie să ai. Sunt oameni născuți și oameni făcuți. El a fost un om născut, tot puterea dumnezească a umblat aici, să zic așa. Acestea sunt câteva cuvinte, să nu vă depovestesc, sunt multe. Și altă dată. Profităm ocazie că avem printre noi pe părintele Vasile Gordon, care de mulți ani îi pomenește pe martirii noștri, pe eroi și pe sfinți,
fie ei canonizați sau nu, dar cinstiți de mulți dintre noi ca atare. Și o să rog să ne spună puțin despre aceștia din perspectiva preotului și mai ales din perspectiva ginerului unuia dintre martirii noștri anticomuniști, să spun așa, Părintele Constantin Voicescu. Mulțumesc, frate Claudiu. Primul rând, mulțumesc pentru invitație. Am auzit ce se întâmplă aici cu multe vreme în urmă și am primit mereu mesajele. Și sigur, voia să-mi cer iertare că n-am ajuns până astăzi deloc. Ele au fost probleme, nu-i o scuză. Jumătate din lună o petrec în Ardeal. E dorința de a mă apropia de casa părintească. Am luat ore și la Cluj. Așa se face că am devenit mai ocupat acum, când ar trebui poate să fiu mai liber. Am venit cu multă bucurie și trăim aici clipe de bucurie rară. Păstrând proporțiile, totuși aș vrea să mărturisesc că aceste bucurii numai în biserică le mai trăim, dar păstrând proporțiile. Eclesia înseamnă adunare, bazilica, casa împăratului, deci în orice loc unde sunt adunați creștini, într-un fel, este o mică biserică. Sunt foarte impresionat, aș vrea să vă fericit pe frățeata, în primul rând, frate Claudiu Târziu, pentru tot acest efort pe care îl faci, nu de puțină vreme, împreună cu ostenitorii pe care e aici. Îi știe Dumnezeu, ne mai pomenim. Și până să vă spun două vorbe despre biserica noastră, despre Părintele Voicescu, aș vrea să apreciez faptul, să evidențiez faptul că prezența fiecăruia dintre dumneavoastră este foarte importantă. Foarte importantă. Sunt aici, sigur, personalități publice, personalități anicunoscute. Doamna Silvia Radu, pentru care am venit în mod special cu toții. Doamna Simona, fiica Radu Gier. Mulți alții. Noi pomenim, vă pomenește Dumnezeu pe toți. A intrat acum câteva clipe domnul Șerban Manu, fiul lui George Manu, cu care ne-am întâlnit în această săptămână. Aici, lângă noi, este actrița Maria Ploaie, împreună cu soțul Nicolae Mărginean și toți ceilalți care sunteți aici. De la Fundația George Manu, de la Fundația Gavrilo Ogoranu și toți ceilalți pe care, repet, vă pomenește Dumnezeu, bine ați căzut că ați venit aici să ne exprimăm într-un fel recunoștința față de cei care au ostenit să ne cheme aici și în felul acesta să ne exprimăm câteva simțăminte. Eu nu eram programat să vorbesc, nici eu vreau să vorbesc foarte mult. Era gata să nu ajung pentru că o ușoară gripă mi-a creat de probleme, dar prin voia Domnului am avut și o mormântare astăzi a unui creștin care a fost foarte atașat de Biserica Ilie Gorgan, vorba de domnul Mircea Moței. Dumnezeu, astăzi a fost înmormântarea, mulți dintre cei prezenți aici au fost și la slujbă, după aceea l-am însoțit la cimitir și așa sigur că cu slujba am mai uitat și de gripă și de cum uităm și gripa de față. Ce să vă spun, la Biserica Sfântului Gheorghean, eu sunt din 1991, un mare privilegiu să ajung aici, nu știam nimic de biserica aceasta. Eram după Revoluție, tata socru, Părintele Voicescu, care a făcut 12 ani de pușcărie, începând cu frățiile de cruce, cu perioada Antonesceană și după aceea, cunoașteți, nu mi-a zis nimic. Și poate mai bine, deși eram după Revoluție și ne spunea deja multe lucruri, vorbeam deschis, că înainte, eu fiind căsătorit din 1978, vă dați seama că auzeam așa câte un cuvânt, câte o frântură, dar Părintele se ferea, pentru că știți sau poate nu știți, dintre cei care ați trecut prin închisori, și Părintele Voicescu a fost chemat lunar la securitate. Ne-a spus-o asta după 90. Și ultima oră când l-au chemat, în aprilie, dacă nu înșel, le-a zis așa, nu mă mai chemați. Eu sunt preot, nu mai întâlnesc cu nimeni, nu creez probleme, îmi faceți rău. Sunt un om bătrân de acum, lăsați-mă în pace. Dacă nu mai chemați, mă sinucid. Așa a zis Părintele. Bineînțeles că nu s-a fost sinucis. S-au speriat, frații. Întâi zice, scriu și trimite în străinătate ce trebuie să scriu și mă sinucid. Și treaba voastră dacă o să ieșiți bine.
Nu l-au mai chemat din aprilie. Dar când am căutat și eu o biserică să aibă și casă parochială, pe lista de la Patriarhie era acolo trecută Sfântul Ilie Gorgan. Gorgan, mă gândeam undeva în un cartier, Rahova, Gorgan, făceam așa. În niciun caz nu mă gândeam că este la doi pași de Biserica Sapienția, unde era tata socru și unde am fost și eu cântăresc foarte multe vreme. Și am zis, uitați, este o biserică Ilie Gorgan, ce? Da, e aproape, peste apă. Du-te și vezi ce e acolo. E un preot Olescu acolo, care am aflat ulterior, deși era mai în vârstă, părintele Olescu se spovedea la părintele Voicescu, împreună cu doamna preoteasă. Da, și ne-au primit cu brațele deschise și pe mine și pe așa. Așa am ajuns la biserica numită legionară, nu fără oarecare dreptate. Și, repet cuvântul, am fost un privilegiat să ajung acolo, să cunosc foarte mulți oameni care au fost atașați de mișcare, să primesc niște cărți, și nu din cărți am aflat despre mișcarea legionară, ci de la oameni. De la oameni ca domnul Erast, care este aici, de la oameni care, ca domnul Jacques Amandi, nu mai spun de domnul Gheorghe Jijie, care mi-a fost foarte, foarte apropiat și mi-a povestit multe. Multe nu mi-aș putea să pomenesc, dar nu vreau să lungesc cuvântul. De la oameni, încât vă rog să mă credeți că eu cred în idealul mișcării prin acești oameni. Cărțile se mai contrazic. Unii cu Horia Sima, alții așa, alții până în ziua de astăzi. Oamenii pe care i-am cunoscut și pe care îi cunosc, oameni care inspiră încredere și credință în acest ideal al lor. Și aș vrea să închei cu motivul principal pentru care am venit. Domnul Răzvan Codrescu, parcă mi-a citit gândurile. N-am văzut expoziția în vechiul loc unde a fost. Am văzut fotografii pe internet. Rostau la Fundația George Manu, cred, așa. Și ce m-a inspirat și pe mine au fost și sunt ochi. Ochi, într-adevăr, foarte expresivi. Și ne-am amintit de adagiul latin care spune in oculis animus habitat. În ochi se lășluiește sufletul. Sufletul omului, și de rest, așa cum am spus, și-a primit ochi să exprime. Iar grădina cu înger, grădină, așa, dar acest cuvânt, înger, vine din grecescul angelos, care înseamnă trimis. Deci îngeri, primii îngeri, cetele îngerești, au fost întâi chemați și apoi au fost trimiși. Au fost chemați toți, dar n-au răspuns toți, că unii au căzut. Deci asta înseamnă îngeri și aș încheia făcând o legătură, mi-a venit tot timpul în minte, în aceste minute care s-au scurs, cuvântul testament. Am fost foarte impresionat de recitalul care a fost prezentat acum 3 ani, că domnul Jijie, când i s-a dat și o medalie, la sala de spectacol a lui Dan Puric de pe Lipscani, o tânără actriță din Constanța, Fineta Grigorescu, mama a 2 copii, foarte atașată de biserica noastră, luând multe lecții de la domnul Jijie, interesindu-se, a alcătuit acel minunat recital numit Testament. Și am pronunțat acest cuvânt pentru că toți cei pe care mi-ați evocat și îi vedem, ne lasă ca un testament crezul lor, idealul lor, românismul lor. Și așa că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest privilegiu de a fi aici, în pofida multor probleme pe care le avem. Vă mulțumesc! Am lăsat-o la urmă pe doamna Maria Ploaie, nu dintr-o impolitețe, a fost dintr-o înțelegere, pentru ca să încheiem cumva într-un duh mărturisitor și totodată emoționant. Să plecăm cu ceva de aici. Vizual. Ne-am luat hrana, acum să mai plecăm și cu ce auzim. Mulțumesc, Frate Tăsim. Mulțumesc, Țigaradu, că din nou
mi-aș oferi prilejul să ne adunăm, să fim față în față cu martirii neamului nostru, mai vechi sau mai noi. Prilej pentru această întâlnire cu poezia scrisă după Gratul, cu suferința neamului nostru, cu demnitatea cu care au știut să-și poarte crucea, prilej pentru o lacrimă, pentru un gând jos, mai ales în această perioadă când așteptăm Marea Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și când este atât de firesc, atât de natural să ne gândim la ei cu recunoștință. Am să încep cu o poezie cu care încep de obicei. E foarte, foarte dragă. E o poezie scrisă de Sergiu Mandinescu, care a fost arestat când era elev. A trecut prin reeducare de la Putești. A fost eliberat, dar n-a avut bucuria să-și vadă opera scrisă editată într-un volum, poezii despre care presa literară spune că sunt unele poezii, sunt de talie eminesciană, cum este și aceasta care se numește Amin, poezie scrisă în pragul morții. Și care ne readuce atât de viu, atât de dureros, ceea ce a însemnat fenomenul Pitești. Era o noapte jefuită de stele. La fereastra nădejdii zăbrele, la ușa salvării lacăte, iar frunțile noastre palide în noaptea sărătoate, când în mijlocul nostru a izbucnit ca o flacără neagră ură, focul i-a topit într-o clipă gând, suflet, aripă, toate din tot, și n-a mai rămas decât zgura, baroase cumplite, sparse de tăcerea, în cioburi de râcnete mari cât durerea, țăndări din sufletele noastre au ajuns până la cer, martirii ardeau pe ruguri de ger. Atât de cumplită a fost suferința că mulți dintre noi în noaptea aceea și-au pierdut mințile, iar alții și-au pierdut veșnicia. Din cei ce au trecut pe acolo, numai morții trăiesc. Asemenea lui, așiși de răție, iată de pildă eu, umblu, vorbesc, dar viața mea nu-i prieten decât o moarte vie. Doamne, iată-mă acum la ceasul comorilor, îmbrățișându-mi durerea pe lespes de patim și chin, aștept învierea, aștept Arhanghelul Zorilor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În continuare, dar Cântecul Potirului, o poezie minunată de Crainic, Nichifor Crainic, dar poate cu altă ocazie. O poezie de Radu Gir, care a fost multă credință,
Se spune despre închisori că au devenit închisorile comuniste, mănăstiri și universitate. Universitate pentru că cei mai buni fii ai neamului nostru erau mari profesori universitari, savanți și își dăruiau unii celorlalți din experiența lor, din știința lor și, pe de altă parte, mănăstire. Nu a fost numai credință, a fost și multă deznădejde. Această poezie, 281, vorbește despre foame, despre frig, despre tortură, despre dor de acasă, despre ce a însemnat în bună parte a timpului suferința neamului nostru. Numărul 281, numărul celulei mele, numărul hainei vărgate, numărul cheii turbate, intrând în lacăt, scrâșnind din măsele, ronțăind ciolanele mele și oasele veciei uscate. Numărul cu care mă strigă la terciul cu mămăligă, l-a dus hârdăul afară, numărul meu de fiară, numărul care arde mereu pe cușca mea milenară, numărul plânsului meu, numărul sângelui meu, îl simt bătut în piept cu ciocane, îl simt înfipt în piroane, adânc, adânc, până-n inima adâncă și încă și încă mai adânc, mai departe, până-n moarte. 281, numărul ca un blestem, cu el înfulec tutunul, cu el hăbăi ciorba, cu el dorm ghem, cu el scuip flăcări și gem, cu el fierb în lavă, îl văd zugrăvit, enorm, cu o travă, pe somnul meu, până în stele. Numărul zodiei mele, 281, până în celulă la mine, alte 280 de lanțuri, de cuști, de jivine, zângăne, hăpăie, urlă la mine. Alte 280 de bestii cu gheare haine, zgârie pietrele reci, gâtuie viața ca mine. Rup halci din aducerea minte, mușcă prin somn o țâță fierbinte, se izbesc de pereți ca niște lilieci sau doar putrezesc înainte ca niște morminte alți 280. 281, numărul cu care mă cârâi prin sângele cuștii și latru și mântrâi. 281, numărul cu care râd ca nebunul, scriu coapse și sexe pe zid și în fiecare clipă ucid. Morminte dragi, lumină vie, sporite într-un an de an, noi vă auzim curgând sub glie ca un șuvoi sub pământean. Ați luminat cu jertfe sfinte pământul până în temelii, că țara arde de morminte, cum arde cerul de făclii.
ascunse în lut ca o comoară, morminte vechi, morminte noi, de vi se pierde urma în țară, vă regăsim mereu în noi. De vi s-au smuls și flori și cruce, și dacă locul nu vi-l știm, tot gândul nostru în el va duce în genunchieri de heruvim. Morți sfinți în temniți și prigoane, morți sfinți în lupte și furtuni, noi ne-am făcut din voi icoane și vă purtăm pe frunți cu nuni. Nu plângem lacrimă de sânge, ci ne mândrim cu atâți eroi. Nu, neamul nostru nu vă plânge, ci se cuminică prin voi. Personalitate de care, slavă Domnului, ne bucurăm, căci domnul Andronescu este printre puținii care se află încă printre noi. O poezie despre iertare. Din prag de eternitate mă întorc către lume și strig. Îți mulțumesc, lume, îți mulțumesc pentru spinii cu care mi-ai presărat cărarea, pentru îndârjirea cu care te-ai împotrivit urcușului meu. Fărâma de suflet rămasă din lupta cu tine o trec acum dincolo de poartă. Fărâma de suflet rămasă din lupta cu tine o dăruiesc începutului, începutului sfânt de la care am pornit și la care mă întorc. Și acum, din prag de eternitate, mă întorc către tine și strig. Pentru toate suferințele mele, eu, lume, te iert. Vă anunț că expoziția va fi aici disponibilă pentru prietenii dumneavoastră care vor să o viziteze până pe 10 mai. Și înainte de a pleca, vă invit să urcați, să vedeți cuibul rostului, să zic așa, locul în care se petrec foarte multe alte lucruri în afară de, de ce vedeți aici jos, toate cu legătură strașnică, zic eu, cu tradiția noastră, cu cultura noastră și cu credința noastră. Și, de asemenea, să gustați un cobrig, un pahar de apă. Și dacă Părintele ne dă dezlegare, facem cu gurmând și o gură de vin. După câteva zile, Gorduz, să sună. Deci, vin de la Gorduz. Ce hotărăște gazda? Ce hotărăște... să zic, doamna pe care o... Da. Vă mulțumim încă o dată! Mulțumim.